deci vrei să simulați pieptul, orgoliu se lasă la intrare. După ce ai intrat, ai lăsat abonamentul, te-ai schimbat și ai venit la antrenament. Salutare și bun revenit la un nou episod de vlog. Îmi pare rău pentru pauză, chiar a durat ceva, dar am avut nevoie de refacere după concurs și să-mi regăsesc pasiunea pentru chestia asta, m-am regăsit-o, așa că ne revedem. Astăzi vom vorbi despre piept, ziua internațională de piept, lunea, de fiecare dată se știe. După cum vedeți, ambientul este total diferit. Ne aflăm la The Gym Militari. Este o sală nou deschisă, cred că are 3 săptămâni maxim de când s-a deschis. Și veți vedea în următoarele episoade, care vor fi mult mai targetate pe antrenament specific în sală. O chestie de care eu sunt extrem de pasionat, de biomecanică, de mecanica aparatelor, de diferența dintre ele. Vom vorbi mai mult despre antrenament, dar astăzi, în special despre piept, vreau să vină sprijinul celor ce nu au cea mai bună conexiune cu pieptul, nu prea știu ce selecție să facă de exerciții sau, mai rău, fac gafele pe care le face toată lumea, pe care le-am făcut și eu, așa că wow, ce debit verbal am fără cafeină. Dar ce ar fi să luăm și niște cafeină? Ăsta nu se mai găsește, cel mai bun pre-workout pe care l-am folosit vreodată, întâmplător sau nu, poza mea pe el, dar ce bine ar fi ca pe viitor să se mai facă. Avem 250 de mg de cafeină pe cupă. În următoarele 5 minute își va face efectul și vom începe cu diferența dintre flutări și împins. Care credeți că e? Credeți că e? Din ce punct de vedere o diferență? Până să executăm și una și alta, vreau să vă spun că mai departe de preferințe personale, s-au făcut și niște studii pe chestia asta și activarea pentru piept este similară, identică, aș putea spune. Sau în limbaj academic nu există diferențe semnificative din punct de vedere statistic. Atât timp cât poți încărca suficient flotările, au același efect pentru hipertrofie ca și împinsul. Dar întrebarea vine, le poți încărca? Dar bineînțeles, cum? Cu greutăți pe spate, cu veste, cu greutăți, diverse metode. Și de ce aduc totuși flotările în discuție când ne aflăm în sală? Super simplu, cam toată lumea face flotări corect, că poate să le facă sau că nu poate să le facă. Asta e altă discuție. Dar pentru cineva care poate să facă flotări, de cele mai multe ori le face corect. Sau, ar fi spus, nu le greșește la fel de tare precum se greșesc împinsurile. De ce? Pentru că ceea ce este super important la un exercițiu de împins este mai mult decât evident într-o flotare. Banca și bara vin cu o complexitate. Așa că în orice proces de învățare ar trebui să începeți cu de la simplu la complex și de la ușor la greu. Flotările ați făcut de când sunteți mici, cam toată lumea e familiarizată cu genul ăsta de mișcare și deși ar trebui să se traducă unul la unul, cu skill-ul de la bancă nu se traduce. Așa că vă recomand ca de fiecare dată când începeți un antrenament de piept, după ce ați rotat brațele, ați rotat antebrațele înainte înapoi, încheieturile, vă recomand să faceți o serie două de flotări pentru activare. Ca să înțelegeți că așa cum la flotare împingi pământul ca tu să te ridici, așa trebuie să împingi și bara ca să rămâi cu pieptul în față. Pentru că în momentul în care te gândești că împingi de la piept ceva, există posibilitatea să împingi din numeri și nu vrem așa ceva. Bun, mă apuc de încălzire, revenim. De ce spuneam, flotarea te obligă să rămâi cu pieptul în față. E foarte greu să împingi cu umerii flotarea, sincer, e foarte greu. Deci aceleași lucruri valabile pentru împinsul cu bara sunt valabile pentru flotare. Pieptul în față, umerii retractați, te împingi în pământ cât poți de exploziv. Revenire lentă. Dacă duci coatele în interior, am făcut o flotare pentru triceps. Dacă ai lăsat coatele în exterior, mai mult pentru piept. Și nu știu dacă ați observat un lucru valabil la toate antrenamentele. Maniera în care faci încălzirea, maniera în care faci prima serie, este maniera în care vei face tot antrenamentul. Respectiv, dacă forma va fi corectă, dacă repetele vor fi explozive, negativul ținut, totul în parametri, cam așa va decurge tot antrenamentul. Înseamnă că ești focusat, înseamnă că ești determinat, înseamnă că ai o conexiune bună și ai făcut tot ce trebuie să faci. Dar dacă te grăbești, dacă nu ții negativele, dacă le arunci, așa va merge tot antrenamentul. Mi-ar plăcea să vă zic că e atât de simplu și că tehnica asta se poate perfecționa într-un timp foarte scurt, dar nu. Din păcate, împinsul, îndreptarea și genuflexiunea sunt trei dintre cele mai complexe exerciții din fitness și există un sport total diferit de culturism care se numește powerlifting, unde aceste trei exerciții reprezintă cele trei probe, iar stăpânirea lor, perfecționarea lor, necesită, ca să nu zic zeci de ani, necesită ani, plus feedback, trial and error, antrenori, special pentru astea trei mișcări. Lucrurile pe care le-am învățat recent, în urma unui studiu care mi-a tăiat un pic nasul,
din a avea orgoliu cunoscătorului și celui cu experiență, pentru că am 21 de ani de fiare, nu-mi place să aflu că am făcut sau am crezut greșit niște lucruri atâta timp. Dar în același timp sunt dispus să învăț, realizez că nu le știu pe toate și că domeniul progresează. Nu este o revelație divină care în timpul somnului mă updatează și mă pune la curent cu toate noutățile. Este datoria mea să fac acest efort conștient și sunt, din păcate, unul dintre puținii care chiar face chestia asta. Și studiul ăsta a concluzionat că în funcție de greutatea cu care lucrăm un exercițiu, implicăm mai mult sau mai puțin anumiți mușchi în efort. Să vă explic. Dacă pui pe bară o greutate care îți permite să faci 15 repetări la epuizare pentru piept, deci cu coatele în exterior, nu pentru triceps, selectezi pe un anumit procent, să zicem 80%. Pe măsură ce greutatea e mai mare, pe măsură ce te apropii de one rep max, de o repetare maximă pe care o poți face cu acea greutate, să zicem 150 de kg, pe un spectru de la mai mult piept la mai puțin piept și de la mai puțin umăr anterior și triceps la mai mult umăr anterior și triceps, umărul anterior și tricepsul încep să preia disproporționat de mult din efort, ceea ce are super mare sens. Nu știu de ce nu m-am gândit la asta, nu știu de ce am crezut ceva diferit în tot timpul ăsta. De ce are sens? Pentru că tu ai dat creierului o comandă să facă o anumită mișcare și el nu doar că va folosi mișcări pe care le cunoaște. Întotdeauna în dificultate va reveni la ceea ce știa deja. Dar așa cum zic americanii, va folosi the path of least resistance, calea cu rezistența cea mai mică. Care e rezistența cea mai mică când vrei să faci ceva maximal? Rezistența cea mai mică este să lucrezi cu o colaborare de mai mulți mușchi, ceea ce înseamnă, spuneți voi, powerlifting. Deci, vrei să simulați pieptul? Orgoliu se lasă la intrare. După ce ai intrat, ai lăsat abonamentul, te-ai uitat, ai schimbat și ai venit la antrenament. Orgoliu poate fi prieten, dar de cele mai multe ori poate fi dușman. Părere de rău vă spun că majoritatea faceți ceva de genul încălzire aproape inexistentă, ceea ce poate fi o problemă sau nu, după care treceți prin premergătoare extrem de repede ca să ajungeți la maximală, pentru că ce se întâmplă? Dacă ajungi la maximală obosit, nu mai faci record. Așa că veți face o serie 2-3 la mișto, premergătoare, fără să înțelegeți că premergătoarea este un exercițiu pentru maximală. Premergătoarea nu are niciun sens. Un antrenament conceput doar din premergătoare se numește junk volume. Adică volum de aruncat la coș, n-ai ce să faci cu el, real. Pentru că stai atât de departe de epuizare, prin definiție, de asta se și numește premergătoare. Premergătoare sunt roțile de la bicicletă, că nu știi să mergi pe bicicletă. Scopul care e? Te folosești de ele ca să înveți să mergi pe bicicletă. Deci, ce ne interesează? Nu premergătoarele, ci mergătoarele. Ne interesează seriile maximale. Așa că v-am arătat seria numărul 2 la mine, premergătoare. Au vreo 8 repetări, ceva de genul. Cât aș fi putut să fac oare cu greutatea asta la epuizare? 25? Deci mă interesează să execut cu forma pe care o vreau la final pentru seriile mergătoare, serie de lucru, așa le numim, sau maximale, iar seria maximală în fitness, în culturism, nu trebuie să fie o serie care coboară sub 5 repetări. De ce? Seriile de o repetare, de 2, de 3, de 4, ajută la hipertrofie? Da. Dar care e problema cu ele? Lăsăm o parte implicarea disproporționată a mușchilor stabilizatori secundari în mișcare, pe care vrem noi implicați secundar în mișcare, intervine ideea că există un minim de volum pe care trebuie să-l faci pentru fiecare grupă musculară măsurată în repetări eficiente, respectiv ultimele 5 repetări aproximativ până la epuizare sunt repetările de care ai nevoie. Asta face diferența între seriile premergătoare și seriile de lucru mergătoare. Deci ai nevoie per antrenament de un număr de serii mergătoare încât antrenamentul ăla să fie eficient. Chestia asta se numește minim effective volume. Dacă nu atingi acel minim de volum care stimulează creșterea masei musculară, atunci n-ai făcut ce trebuie. Și dacă faci antrenamente de powerlifting cu 5 serii, a câte 2 repetări, nu poți să crești cu 10 repetări decât un pic. E mai bine că deloc? Da. E optim? Deloc. Deci imaginați-vă un număr de, să zicem, 50 de repetări eficiente per antrenament pentru grupa musculară. Când te antrenezi în regim de powerlifting, ai făcut 5, 10, deci departe. Asta e toată diferența. Nu înseamnă că o repetare nu face nimic. Nu înseamnă că dacă o faci, nu crești. Înseamnă că nu e suficient. Poți concepe un antrenament de powerlifting unde să ai suficient volum? Da. Cât va trebui să stai în sală? Foarte mult. De ce? Pentru că pauza dintre exerciții maximale, dintre serii maximale, este foarte mare. Ca să te refaci eficient.
Asta a fost seria cu numărul 3 premergătoare. Acum, discutăm despre altceva. Particularități, accidentări, te doare umărul, te doare gotul, încheietura. Ce probleme ai? Cei care nu aveți probleme, felicitările mele. Dar, având în vedere câte mesaje primesc, știu că mulți dintre voi aveți probleme. Ce înseamnă probleme? Dureri articulare. Ce înseamnă dureri articulare? Înseamnă fartul limitator de forță și de conexiune. Path of least resistance, adică corpul va vrea să facă mișcarea pentru că l-ai pus să facă mișcarea cu toate limitările pe care le ai. Și o va face. Cum o va face? Cu un minim de efort, comoditate la maxim. Așa funcționăm cu toți. Dacă ai putea să faci 5.000 de euro într-o oră, nu ai alege să-i faci în 5 ore. Fix același lucru e valabil și aici. Mai discutăm despre ceva, când vine vorba de negativ. Negativul mișcării, partea excentrică, este cel puțin la fel de importantă ca partea concentrică și este diferența practică dintre culturiști și alte sporturi. Alte sporturi nu au negative, intenționate cel puțin. Gândiți-vă la halteri, gândiți-vă la crossfit, gândiți-vă la după ce ai făcut o îndreptare, cum îi dai drumul barei. Deci, culturismul este unic din punctul ăsta de vedere. Și mai ales pe partea de stretching a mișcării, adică tensiune pe partea alungirii, reușești să obții niște microfisuri la nivel de fibră musculară, încât febra musculară va fi mult mai pronunțată decât la febra pe care o vei face de la contracții concentrice. Deci, în momentul în care vei ține cont de chestia asta și vei realiza că faci fitness, faci culturism și vei face și mișcarea excentrică de la repetare, vei observa că forța îți va scădea. Adică 10 repetări concentric și fără negativ nu se traduc prin 10 repetări și cu concentric și cu negativ. Și mai probabil vei lua o lovitură în orgoliu. E ok, ai nevoie de lovitura asta în orgoliu ca să progresezi. Vrei să faci muncitui să fii puternic? Perfect, fă-o! Vii la sală ca să fii puternic? Să fii powerlifter? Perfect, fă-o! Diverse scopuri cu diverse metode de antrenament. Dar principiul specificității ce spune? Vei deveni bun la ceea ce faci. Dacă te vei antrena exploziv, vei deveni bun la antrenament exploziv. Dacă te interesează conexiunea minte-mușchi, contracție, negative, să simți în timp, vei deveni foarte bun la chestia asta. Antrenamentul de culturism nu este ca șapca, one size fits all. Șapca asta are niște ajustări la spate și îmi vine și mie pe cap atât și îți vine și ție pe cap atât. Particularitățile voastre ar trebui să dicteze și zona de repetări în care lucrați. Personal, dacă am probleme cu umerii, câteodată la nu știu cât timp se întâmplă să am, ce am de ales? Pot să mă antrenez ca și până atunci, să zicem în zona de 8 repetări și să continui să mă accidentez, să-mi agravez accidentarea sau să realizez că este o limitare și să fac o preobosire și să lucrez în zona de 15, 20, 25 de repetări. Ce e mai inteligent? Cum ajung la rezultate pe termen lung? Răspunsul e simplu. Studiile ne arată că între 5 și 30-35 de repetări la epuizare, atenție, la epuizare, unde nu mai poți face o repetare concentrică corectă, hipertrofia este similară, dacă toate lucrurile sunt egale. Respectiv, ce trebuie să fie egal? Epuizarea. Cam așa arată o serie maximală. Am făcut 9 și am ieșit la 10, ceva de genul, în direcția asta. Dar astăzi avem discuție doar seriile simple, fără tehnici de creștere a intensității, drop set-uri, cluster set-uri și așa mai departe. Alea sunt mai avansate. Nu prea aveți neapărat nevoie de ele. Ce ați putut observa? 1. Am ținut negativele. 2. Pe partea de alungire maximă, am băgat pieptul cât se poate de mult în față și m-am gândit că fac cutia toracică cât se poate de mare și de acolo pleci cu pozitivul. Personal, pentru că mă simt în siguranță, fac ceva ce se numește dead stop, adică o oprești de tot. Fie că o opresc în stretching pe mușchii pieptului întinși, fie că o opresc pe suport, se numește dead stop. Ai oprit orice inerție. Mie personal, tehnica asta mi se pare că mă ține foarte în siguranță și mă ferește de accidentări. Mi-e teamă de accidentări și de rupturi mai mult decât de orice altceva. Pentru că acum foarte mulți ani am făcut o ruptură parțială, am vreo 2 cm secționați din piept, se vede doar că sunt foarte definit. Doar printr-un noroc chiar am scăpat atât de ieftin. Pozitivul exploziv, negativul controlat. Nu mai mult de 5 secunde, nu are sens, există chiar un detriment că vine vorba de negative foarte lungi. Negativ controlat, pleacă de la o secundă controlat, unde nu-i dai drumul, unde nu pică pe tine bara, pur și simplu. Despre piept vom mai vorbi. Sunt multe alte exerciții, sunt multe alte mișcări, sunt multe alte strategii. Dar și prea mult strică și prea multă informație într-un singur material, știu din experiență că nu e cea mai bună idee. Așa că, în speranța că v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un subscribe, un like, un coment, un share, activați notificările. În descriere veți găsi partenerii mei și codurile de reducere. GBIM, cod Marius5, Sport Vision, Marius10, Aivia, Marius, SX, Marius25. Mă ajută foarte mult dacă folosiți și share-uiți aceste coduri. Și în ultimul rând să ne vedem cu bine la episodul următoare, neaccidentați și cu pieptul cât mai mare.
pastă musculară.